Am ajuns în Sant Johan, iar vacanța noastră de schi nu putea începe mai bine decât cu o petrecere. Am crezut că voi muri de sete, așteptându-mi sufletul pereche, dar noi n-am promis că ne vom revedea de mult, înainte să ne fi născut. Apoi am făcut o scurtă plimbare prin oraș. Iar a doua zi, de dimineață am urcat la schi să vedem cât de mult a progresat Elisa în ultimii 2 ani, mai precis de când a pus pentru prima dată schiurile în picioare.
guapă. Viteză, lasă pizza! Da, să nu mai facem așa multă pizza! E dacă facem pizza... Ne oprim, nu? Îți place, Eli? Da! Da! Îmi place la calcetea! Bravo! Dar să-i facă ce mai fai multe! Grijă, ușor! Măcar nu mai ne-am plăcut, nu? Fine! Fine! Te-ai descurcat? Foarte bine, asta a fost surțe roșie, mama.
Te-ai descurcat mai bine ca mama, așa-i? Da. Păi da, eu și cea mai faină. Da, da, da. Ai venit super bine, ai venit super bine, bravo. Pură, pură! Să fie asta! Să fur schiurile oamenilor, mă! Dar nu, că asta nu s-a mălărit, mi se pare că sunt mai mari camere.
Sofia, Asia! Păi de ce nu mi-a scris numele bărbatul meu pe ele? După câteva ore de schi, în sfârșit am ajuns la locul nostru secret și, profitând de o vreme foarte însorită,
am făcut și o scurtă ședință de photoshooting. Ele, cum ți s-a părut ziua de astăzi? Fain! Ai schiat? Pe câți munți ai schiat? Pe 3. Pe 3 munți? Da! Super! Și cum te-ai descurcat? A fost tare? A fost cea mai tare zi din viața ta? Lasă că mai mergem și altă dată. Când mai mergem? Nu știu, mâine. Mâine mergi la grădini. După dar... grădini. Da, poi mâine mergem din nou. Iar la final, concluziile le putem trage foarte ușor, se vede progresul cu ochiul liber și ne bucurăm că Elisa, la 6 ani, a reușit să schieze o zi întreagă la Alpendorf, Wagrain, Flacau. Ți-a plăcut, Eli? Da! Da! Bate palma! Bravo! Uite ce-a făcut mama! Tu, dar n-auzi că ți-am zis și... Bă, dar nu eram pregătit... ...să vii așa repede! Hai, Ramonișca! Bravo, Ramonișca!